Ce-am florit și rod va da și-n tot ce nu-mi preajma mea în chilimbarul zilei care vine și-n safirul serilor senine. Iubita mea, te văd pe tine. Mă prinde vremea ora ei de frumuseți și parcă-mi pare rău că nu am șapte vieți. Dar chiar prin nu știu ce minune le-aș avea, știu de ce nu te-aș uita. Când tot ce e frumos pe lume, te văd pe tine.
Delegația de la București preconizează de asemenea o serie de măsuri pentru slăbirea încordării militare în Europa, pentru care desfințarea blocului agresiv NATO și în același timp a tratatului de la Varșovia. Retragerea trupelor americane și a celorlalte trupe neeuropene de pe continentul nostru, a tuturor trupelor străine în limita granițelor naționale. Europa este continentul de unde a izbucnit cele două război mondiale care au zguduit lumea în prima jumătate a secolului nostru. De aceea, o mare însemnătate internațională ar avea înfăptuirea securității europene. Recenta consfătuire de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia a apreciat, pe baza unei analize aprofundate a situației existente pe continentul nostru, existența condițiilor pentru abordarea într-un mod nou a problemei securității europene, subliniind necesitatea recunoașterii realităților istorice apărute pe continentul nostru ca urmare a celui de-al doilea război mondial, a existenței celor două state germane, țările socialiste, au scos în evidență că în cadrul securității europene va putea să-și găsească rezolvarea și problema germană, inclusiv problema unificării Germaniei. Declarația de la București preconizează de asemenea o serie de măsuri pentru slăbirea încordării militare în Europa, pentru care desfințarea blocului agresiv NATO și în același timp a Tratatului de la Varșovia. Retragerea trupelor americane și a celorlalte trupe neeuropene de pe continentul nostru, a tuturor trupelor străine în limita granițelor naționale.
Thank you.